Ce trebuie să știi în cazul în care nu plătești la timp întreținerea la bloc? Românii restanțieri trebuie să afle acest lucru, avertisment important pentru ei. Întreținerea la bloc este emisă în fiecare lună de către asociație, ce trebuie să fie achitată în termen de 30 de zile de la data afișării. Dacă un locatar nu-și plătește utilitățile, acestuia îi se pot aplica anumite penalități, așa cum arată legea 196/2018, articolul 77. Ce pățește locatarul care nu plătește la timp întreținerea la bloc? Ei bine, persoanele care întârzie cu plata la administrator pot primi penalități. Conform legii 196/2018 privind cheltuielile asociației de proprietari, se aplică penalități nu mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere. Cheltuielile pentru întreținere trebuie achitate în termen de 30 de zile de la data afișării la avizier, pentru ca un locatar să nu fie penalizat. Legea din România spune că administratorul blocului trebuie să notifice proprietarul înscris despre plățile restante. Există și situația în care răul platnic poate să ajungă în instanță, dacă nu își plătește cotele de contribuție la cheltuielile asociației. Articolul 78, alineatul 2. Asociația de proprietari prin președinte are dreptul de a acționa în instanță proprietarul care face vinovat de neplata cotelor de contribuție la cheltuielile asociației mai mult de 60 de zile de la termenul scadent, respectiv 90 de zile de la afișarea listei, informând membrii asociației prin afișare la avizier. Acțiunea asociației de proprietari este scutită de taxa de timbru, atât în primă instanță cât și în cazul exercitării de către aceasta a căilor de atac. Sentința dată în favoarea asociației de proprietari pentru sumele datorate de oricare proprietar din condomeniu poate fi pusă în executare pentru acoperirea datoriilor prin orice modalitate permisă de legea numărul 134/2010 privind codul de procedură civilă republicată cu modificările ulterioare. Relatează România TV.net.